Eveniment șocant pentru un șofer canadian. Acesta a fost la un pas de moarte după ce mașina sa, Tesla Model X, a luat foc din senin. Bărbatul a trebuit să spargă geamul mașinii pentru a-și salva viața după ce autoturismul Tesla pe care îl conducea a luat foc, iar geamurile și ușile s-au blocat. Autoritățile au contactat compania lui Elon Musk pentru a face o investigație în comun.